refer în cele ce urmează la alegerile care au fost pe data de 26 mai. Românii au ieșit la aceste alegeri ca să voteze orice, numai PSD-ul nu. Și s-a demonstrat un lucru, că în contrapondere cu PSD-ul avem PNL-ul, USR-ul plus și alte partide care vin în viața românească, în viața socială românească cu interpunerea unor idei care nu ne aparțin nouă românilor. Deci, dragilor, din 1989, adică aproximativ cu 30 de ani în urmă până în prezent, am avut două partide mari, adică am avut două tendințe politice, una PSD-ul, a doua PNL-ul. Scot din discuție PNCCD-ul, pentru că PNCCD-ul a fost lucrat atât de bine, încât a fost pur și simplu șters, scos de pe piața politică românească, din viața politică românească, cum vreți dumneavoastră. Și a rămas cu aceste două mari partide și sateliții aferenți lor. Deci este vorba de PNL și Partidul Social Democrat, PSD-ul. Dragilor, toate aceste lucruri mă fac să trag o concluzie. Și concluzia pe care o trag este că în momentul de față societatea românească nu are o alternativă pentru România. Deci în momentul de față politica românească nu are o alternativă. Adică sunt anumite medii, ca să zic așa, politice pro-naționaliste, dar care nu își arată eficacitatea. Dragilor, vreau să spun tuturor și celor din lista mea de prieteni și patrioților sau naționalist patrioților români. Vreau să atrag o atenție tuturor celor care vor viziona acest material video. A ieși în stradă ca să vânturi, să fluturi niște steaguri pentru temir ce motive, de foarte bine întemeiate, nu este o soluție pentru țară. Dragilor, soluția pentru țară este să facem în așa fel încât să venim cu o organizație bine pusă la punct, o organizație politică susținută de patrioți, de oameni adevărați, care să ocupe, prin care să ajungem să ocupăm scaunele Senatului și Parlamentului românesc, respectiv portofoliile de la piața, de la Palatul Victoriei și chiar Palatul Prezidențial. Nu putem să facem nimic, doar ieșind afară și scandând, fluturând steaguri sau mai știu eu ce. Acestea sunt niște lucruri care sunt binevenite, dar nu au niciun rezultat concret. Rezultatul concret este să ocupăm Parlamentul și Senatul României prin vot, prin propunere de oameni cu tărie de caracter care să facă ceva pentru țară. Deci, alminter, altă soluție nu există. În România s-a dus o politică de deznaționalizare, în sensul că noi, datorită situației financiare, am fost situații financiare create și situații economice de la nivel de România. Am fost împinși să ieșim afară. Mulți dintre noi, nu este cazul meu, eu am venit cu o altă rațiune aici unde mă aflu. Bun, ce vreau să spun? Noi trebuie să venim cu o contrapondere. Sunt lucruri care se fac peste capul nostru, peste capul nostru al românilor. Trebuie să luăm ceea ce este bun din ceea ce este rău, dragii mei. Noi trebuie să venim cu o contrapondere la toate aceste lucruri care se fac peste capul nostru al românilor. Și ce vreau să spun? Trebuie să venim cu o formațiune politică zdravănă. O formațiune politică care să ne reprezinte. Tocmai de aceea am venit cu această idee și am implementat acest proiect politic pentru țară care se numește Liga Independentă Română. Pentru că sunt foarte multe partide naționaliste sau patriotice sau cum vreți să le spunem, dar nu am văzut prezența acestor partide într-un mod covârșitor în Senatul și Parlamentul României, fiindcă acolo se iau deciziile pentru țară, dragilor. Atenție, românilor, deciziile pentru țară nu se iau în stradă și nu se iau la megafon sau portavoce. Deciziile pentru țară se iau la microfon din poziția de scaunul de parlamentar sau senator.
De aceea vreau să vin cu această propunere, să veniți nu în spatele meu, alături de mine, fiindcă eu nu fac nimic pentru mine, să fim umăr la umăr și să încercăm să facem ceva pentru țară. Că alminter nu putem face nimic, alminter nu putem duce nimic la bun sfârșit. Este strigătorul acest și sunt oameni la care eu personal am avut nădejde. Uitați, este un domnul Funar care a făcut acum un nou partid și pe care l-aș întreba pe această cale ce face, unde este prezența dumnealui în Senat sau în Parlament. Mai sunt partide cum, de exemplu, este Noua Dreaptă, care e un partid cu minte, a făcut, deși este categorisit de extremă dreaptă, eu consider că partidul Noua Dreaptă nu este un partid extremist. Este un partid cu minte, sunt niște oameni care au luat niște atitudini civice, care au făcut acte de, cum să zic, acte caritabile în direcția oamenilor, dar îl întreb pe liderul acestui partid, domnul Ionescu, Tudor Ionescu, unde este prezența partidului Noua Dreaptă în Parlamentul sau Senatul Țării, dragilor? Fiindcă acolo este cuvântul de spus. Acolo se poate, într-un mod real, acolo se poate face ceva pentru țară. Și vreau ca de acum încolo să realizăm un dialog unii cu ceilalți, să vedem cum și în ce măsură, ca să putem să punem lucrurile la punct, dragii mei. Să spunem lucrurilor pe nume. Doresc din tot sufletul să ne apropiem unii de alții și să încercăm la comun să facem ceva. Că alminter, individual, vă spun că nu se pot face lucruri. Vreau să vă determin să înțelegeți că lucrurile se fac cu dragoste. Lucrurile se fac cu iubire. Eu dacă vreodată voi veni în țara aia, voi face pace. Eu nu vreau să fac război. Vreau să las ca acest material să fie destul de scurt ca să poată fi vizionat de foarte multă lume și să rumegăm aceste idei. Și vă rog frumos, cei care veți vedea acest material, dacă aveți subiecte de propus sau dacă doriți să discutăm, lăsați-mi un mesaj în josul acestei pagini și eu voi prelua ideile cu care noastră veniți și le voi pune pe tapet. Vă mulțumesc mult, românilor, toate cele bune, Constantin Movilă, uitați, astăzi, duminică, 2 iunie. Vă doresc o zi bună și doresc ca poporul român să se bucure de multă dragoste, să ne unim unii cu alții și să venim unii în direcția celorlalți. Vă mulțumesc mult și vă iubesc. La revedere!